așa, să nu vă mai spun. Salutări din minunatul Brașov. Cu foarte multă greutate am găsit un loc de parcare și n-am venit singur la aici. Sunt și cu Nina și mergem să-i facem o surpriză. Surpriza constă în faptul că ei nu-i place deloc camera. Când vede camera, o ia anxietatea. Poate reușim să o convingem să și filmăm în seara asta. O convingem spunându-i că materialul acesta n-apare niciodată. Sper să funcționeze. Așa. Și cu acordul lui Nina, arătăm și mica noastră căsuță de Brașov. Deci aici locuim pentru perioada de Brașov. Priveliștea e frumoasă. Tocmai ai terminat lucru. Ai avut spor? Foarte mult. Da? Da. De la berea aia de dimineață, cred că. Ai băut tot și mi-a dat mie spor. Deci ați văzut mini apartamentul nostru. Are așa puțin flair de New York, parcă. În orice caz, eu am coborât puțin mai repede. Plătesc parcarea și răspunsa care vine mai greuț să mă ajungă din urmă. Ne-am planificat să mergem pe munte. Sper să reușim în timp util, e destul de târziu și n-am vrea să ne întoarcem pe întuneric. Plătim parcarea regulamentar. Punem aici în bord să nu ne trezim cu caracață pe roată. Gata, merge să o căutăm pe Nina. Chiar da. Uite, turiștii care vin la Brașov să facă poze. Faceți dragă poze, vedeți cum arată un centru frumos. Cheers. Cheers. Da. Mare rău. N-am mai văzut așa, nu. Am crezut că o să fac cutie, dar... Oh, mi-ai văzut și mai mare. Da. Hai sus, Crofa. De ce, măi? Așa se cheamă. Hai sus, Crofa. Crezi că îți spuneam ție așa? Vă rugăm. Da, cu capul, dar cap. De la si barangării. Ce, ți-e frică? Ai frică de înălțime? Nu, frică de înălțime, am frică de... De lucruri unsafe? Uite mă, mai aveam așa puțin.
Yeee, hai să-i dăm cu o bere. Merge cu cardul. Nu vreau o sticlă de apă, că... 600. Și cam amuzant, bă? Asta e cel mai frumos loc de făcut poze din Brașov. Ce anume? Am terminat cu muntele, am pus noi două poze drăguțe, acolo de unde scrie Brașov și puțin mai deasupra. Și speram să prindem ultimul drum spre palele muntelui. După aceea trecem pe acasă, lăsăm ghiozdanul. Și mergem, mâncăm și ne apucăm de băut în seara asta. Iarăși? E clar. Nu din nou. Ce poți să faci mai bun în vacanță? Da. Adică să bei și să profiți unul de altul. Da. Hai că ești să... Haide, cu noi acum coboră dealul. Da. Nu știu ce am făcut așa. Noi? Nu, eu ce m-am făcut așa. Poate mergeam în altă parte. Gata plimbarea. Am venit să ne reîncărcăm bateriile pentru un moment. Și mergem pe afară să mâncăm. În viață nu e important unde ești, ci cu cine ești. Asta e priveliștea mirifică de la balconul nostru. Semi-balcon. De la gemuleț. Și la Biserica Neagră, am tot am ajuns aici, în centrul Brașovului, în inima Brașovului. Degeaba, că pun muzică. Ce sposa, te-am adus și la Brașov. Am urcat pe munte, ți-am arătat și Biserica Neagră. Stai ușor să nu cazi. Mai avem nevoie de tine, cel puțin încă două episoade. Te-am dus și în Piața Sfatului la Brașov. După vedem dacă vrem noi ești contract. Nu, sunt... dacă prind alea, dacă nu prind episoadele, ce rost mai are. Dar afară, e greu cu alta. Trebuie să o iei, să o înveți în fața camerei. Ce greu te prindi tu. Pe tău, dacă nu merge experiența, mai bine îmi fac singur de afară. Da, n-ai cum, era stricată. O, mă, că frumez! Deci am adus la restaurant. Eu vreau să zic asta. Dar ce? Că te-am scos în sfârșitul lumea. Ai luat drepturi pe replici? Nici nu știa ce e Sergeant. Este o cramă, super mișto, unde e mâncare românească și s-ar putea să fie foarte bun. Este foarte bună. Așa are să... 11.000 de ribi pe cupor. Să dea domnul, să aibă 11.000 de două după mâncarea asta. Hai. Le aduc în locuri bune, nu mai vede el așa.
Deci ce-ai spus, ce ți-ai luat acolo bun? Ciolan cu balsam. Ciolan, bavarez cu balsam. Nice. Și băiatul are puțin din toate. Deci am mâncat ca purcelușii. Da. Am pus câte un kilogram pe noi, spus așa, luat ciolan de porc, coaste, mici, cârnați, holtenești, mușchi de porc, mămăliguță, varză. N-ai mâncat toate astea? Da. Salată roșii. Uite atunci tele mea. Ești pe bună, zic, nu mai încap pe pantalon, vin și azi așa, sport. Ai zis de salată de vinete? Salată de vinete. Jumeri. Jumeri. Așa. 3 afinate, 2 pahare de vin. Pe bune zic, m-a ruinat pur și simplu. Ceva trebuia să facă. Nu că te dădeai mare cu voiajele tale și cât bani faci tu ca marinar și nu știu ce și nu știu cum. Ia să mai văd și eu, mă, banii aia pe care îi faci. Ai văzut? Păi, dar tu ești stup, duc cu tine. Duci? Păi ia, hai. Unde, unde te afli? Crezi că ești la tine la Novu, da? La Brașov, păi ce, tu ești bărbat de Brașov? Da, tu ești femeie de Brașov? Ești femeie de Brașov? Ești femeie de Năvodari? Mă, după ce te-am scos din Năvodari? După ce te-am scos din Năvodari, te-am scos tu capul de acolo. Ai văzut altceva afară de București? Păi ce, că te-ai primit? Ai stat la București. Nu știu, cam atât, Dan. Hai, lasă. Asta rămâi. Hai, în orice caz. Bine, hai să te iert pentru toate vrăjirile pe care mi le-ai dat ține. Da. Așa, să nu vă mai spun. Ce cam asta a fost zilele acestea. Nu, cam asta a fost ziua de Brașov. Și ne vedem mâine. Sperăm. Ceau și episod. See you tomorrow. Have a nice sleep.